Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prea iubiți prieteni care ne urmăriți, vă spunem bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Din nou ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră din însorit Arizona, de la mare depărtare. Ne-ați spus și dumneavoastră bun venit în casele dumneavoastră și vă mulțumim pentru aceasta. Ca întotdeauna, în cadrul acestei emisiuni căutăm să stăm de vorbă cu oamenii ai lui Dumnezeu care au deosebite experiențe în viața de credință, pot să împărtășească cu noi despre viața lor, viața lor familială, viața lor în slujire, viața lor la locul de muncă, experiențe cât se poate de extraordinare, deosebite, unele dintre ele fără explicație omenească, considerându-le chiar minuni. Noi suntem oameni care credem în minuni. În ziua de azi avem împreună cu noi o familie deosebită, pe care eu personal o cunosc de când am venit în America, chiar din primul an. În 1987 am vizitat California, dânsii se găseau atunci în California, pe punctul de plecare și mutare la Arizona. I-am vizitat, am legat o relație de prietenie frumoasă și deosebită și iată-ne până în ziua de azi când slujim împreună în casa lui Dumnezeu și în biserica Happy Valley. Este vorba de familia Arsa și Ana Ursu, care provin din Banatul Sârbesc, din România. Așa, într-o paranteză, din ceea ce știu de la dumnealor și de la fratele Arsa, de-a lungul vieții a avut anumite frustrări, deoarece în timp ce locuia în Banatul Sârbesc, sârbii considerau că e român și nu prea se apropiau de dumnealui pentru că era român, nu era sârb. Uneori, când a fost între români, românii nu prea se apropiau de dumnealui pentru că era din Banatul Sârbesc, era sârb. Între români era sârb și între sârbi era român. Experiențe de genul acesta au avut și alți oameni care au făcut parte dintr-o anumită grupare. Oricum, noi ne bucurăm că de aproape 30 de ani și-a găsit și frați și surori și prieteni și tovarăși de slujbă în biserica Happy Valley. Dumnealui este unul dintre păstorii din Consiliul Pastoral al bisericii Happy Valley. Deși că este mai înaintat în vârstă, cel mai în vârstă dintre frații slujitori din adunarea noastră, totuși prin harul Domnului este plin de energie și de viață și noi dorim ca Dumnezeu să îi dea sănătate în continuare cât poate să slujească Domnului. Frate Arsa, sora Ana, vă spunem bun venit în cadrul emisiunii Pași prin Credință. De la început vă mulțumim că v-ați făcut timp ca să fiți împreună cu noi și să împărtășiți modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră, în așa fel încât să rămână pentru posteritate, pentru cei care vin după noi, să rămână experiențele pe care înaintașii lor le-au avut împreună cu Dumnezeu. Ne bucurăm să fiți împreună cu noi aici, ne bucurăm să fiți în Biserica Happy Valley, să slujiți împreună cu noi. Aduceți ori de câte ori vă vedem un val și un aer tineresc. Noi ne simțim mai tineri un pic pe lângă dumneavoastră și ne bucurăm de slujirea pe care o aveți aici. Din discuțiile noastre anterioare și din cât vă cunosc și cât cunosc despre experiența vieții dumneavoastră, poate că n-ar fi rău dacă am începe dialogul nostru în ziua de azi cu experiența și dorința plecării dumneavoastră din Iugoslavia, dorința pe care ați avut-o să plecați din Iugoslavia înspre America sau Canada, unde inițial ați ajuns
Dacă puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat atunci, cum ați ajuns la concluzia că vreți să veniți și dacă a fost ușor, dacă a fost greu, experiența venirii înspre pământul liber. Pot să vă spun un lucru, mai marea lucru care m-a determinat, pentru că noi locuiam în comuna Mramorac, unde era jumătate de comună nemți, și aialaltă jumătate au fost un sfert români, un sfert sârbi, localnici. Și noi ne-am înțeles foarte bine și cu unii și cu alții. Am avut frumos, așa zic, un grup de români și folclorul românesc, a fost frumoasă, o grupare foarte frumoasă pe timpul nostru. Dar ce s-a întâmplat? Că după plecarea nemților, după venirea comuniștilor, ori adus din Bosna, din părțile alea sărace, care erau oameni foarte needucați și foarte, cum să spun, o mentalitate greșită în viața lor. Când ieșau la stradă, în loc să salute bună dimineața vecine, îți înjura de la Dumnezeu până tot ce ai avut și atunci se spunea bună dimineața. Deci dacă am înțeles eu bine, în satul dumneavoastră jumătate fuseseră nemți și da. Ei au plecat după când s-au așezat comuniștii la putere și au fost înlocuiți cu alt tip de oameni. Sârbia, care au venit de prin mulța aia de acolo, de prin Bosna, și eu m-am gândit după aia, am fost deja căsătorit, am avut copii, zic, cum voi crești eu copiii mei într-un astfel de environment, într-o lume așa de stricată la minte, să nu aibă un caracter de ca un om să te salute, ca un om și să vină să-ți spună, bă, vicine, cum ești, ce faci și nu știu ce. Pe lângă toate, că ei când au venit comuniștii, au început cu cotele, ne-au adunat tot, au venit câte 30-40 de oameni de ăștia coloniști, de ăștia veniți, îți intra acasă, îți împurta toată casa, până și paturile și tot, să-ți găsească ce ai în casă, să ducă. Pentru că eram socotiți capitaliști. De ce aveam? Aveam, nu că n-aveam, că stăteam bine, așa zic, am fost o familie destul de decentă în sat și am stat bine. Părinții mei, oameni buni, oameni... Cum harnici, să zic, oameni gospodari. Gospodari, harnici, având de toate, nu duceam lipsă de nimic. Și așa că în felul ăsta ne-am cumva îngrozit, zic, eu nu mai pot să stau aici. În anul 57 mă pun pe gânduri să plec din comună. Și m-am mai înțeles cu un prieten, un coleg de școală, care eram în aceeași an, în aceeași lună, Coriolan Bundrea îl chema și zic, Cori, hai să căutăm și să tolim de aici, că aici nu-i mai viață. Și mai bine zice Arsul că ai dreptul, hai să plecăm. Și am plecat spre Maribor, spre Austria, cândva în august. Și ajungând la graniță aproape, acolo într-o comună, Șentil, ne-a prins poliția. No, după aia ne-a băgat acolo la închisoare, ne-a adus după aia până la Belgrad, în Pancio, acolo în... ne-au băgat în închisoane, la condamnare, 4 luni de zile ne-au condamnat. Pentru că ați vrut să plecați din țară, da. Vă condamna 4 luni de zile la închisoare. Ați devenit dintr-o dată dușmanii țării. Da, sigur. După aia m-au luat toți vecinii și toți. Mă, tu ești comunist, ăsta, capitalist, tu vrei să te duci la capitalist, tu nu vrei să stai cu noi aici. Ați simțit discriminare acasă, după ce ați venit acasă din închisoare? Sigur că da, din foarte închisoare. Mare, prigonire până la maximum. Și atunci, ce să vezi, când am venit acasă, iar ce să fac acum ca să scăp de nou cumva, mă iau și mă duc, am plecat a doua oară. Așa? Și a doua cu același prieten sau cu altcineva? Cu altcineva. Cu altcineva. Cu alt prieten. Așa? Un virișor a soției. Și până unde ați ajuns? Am ajuns până în Slovenia, aproape, am trecut în Austria și ne-am rătăcit prin munța acolo și am venit înapoi. Și după aia când ne-am dat seama unde am ajuns, n-avem la noi nici bani, atâția nici mâncare, ne-am întors înapoi și am venit în
sat. Când am ajuns în Belgrad, la gară era Sara, era, la noi era în fiecare comună câte un judecător. Așa. Și vine judecătorul la tren și se bagă în tren și ne găsește pe noi doi în tren. Dar de unde veniți voi doi? Păi zic că au fost aici, au fost ceva în Belgrad, acolo, cu mașinării diferite, o expoziție și am fost la expoziție și ne-am uitat. Ați găsit o scuză plauzibilă atunci. Trebuie să găsim ceva. Așa. Și bine. Păi ce ați văzut acolo? Am început eu, că am văzut eu la televizie, când ești mașinărită care făcea pâinea, cum băga făina, apa, cu mlău ăla ce trebuia și ieșea pâinea coaptă. Judecătorul vrea să aibă confirmarea că într-adevăr ați fost acolo. Acolo, așa. Dar n-am văzut ăla, numai la televizor ce am văzut. No, și așa am ajuns acasă, dimineața eu iau bicicleta, eu mă duc la vărul ei să-i spun, mă, Aurele, păza că așa au să ne închidă. Numai ce am intrat în curte, el era cu taică s-o ungea osile la căruță. Așa. Și tata s-o strângă de gros. Ce faceți, bă, fugarilor? Și ai venit aici, tata lui. Și după mine deschide polițistul ușa. Și hai voi doi la poliție. Și ne ia și ne duce la poliție. N-am avut un cuvânt ce să-i spun sau el să-mi spună, că să ne apărăm cumva, să nu... Să fim de aceeași cuvânt, acord. Și m-a ținut toată ziua, m-a râmpis de păreț acolo, că orică pe tati ești în țară, că ne-o prins și o să venim să ne anunțăm. Așa m-am fost temelia pusă, că e o minciună, că nu ne-o prins nimeni. Și numai nu, și numai nu, și lui i-a dat drumul iut, că eu eram deja a doua oară, el era mai sărăcuț, eu eram mai avut, eu sunt capitalist acum. Și s-a luat după mine, la urmă m-a adus o sentință, că să nu plec din comună nicăieri până nici în satul vecin, până nu mă duc să mă anunț la poliție, că când mă duc și când am vin apoi să mă anunț la ei că am venit. Deci un fel de arest la domiciliu. Ia, așa, deci forțat să stați în localitate. Și chiar s-a întâmplat că nu, după vreo lună de zile, o virișoara mea s-a căsătorit într-o altă comună și m-am dus, m-am anunțat la ei și atât. A fost prima și ultima. După aia s-a deschis un curs de tractoriști într-o altă comună, un orășel, lângă noi, cu vin. Și m-am dus și m-am înscris la școala aia de tractoriști. Și eu și Aurel, amândoi ne-am scris. Și unde ne puneam, în prima bancă, de aici era masa, de dincolo era învățătorul nostru și noi aici. Și în prima zi vinea arhitectul ăla, era un agronom, un fainul sârb. Și nu mai ne citește numele, Arsaursu, zic, da. Aurel Manisa, el, da. Ne-a citit numele, s-a uitat la noi și a plecat. M-am dat seama cât e oara, că acum ne are revedere. Vă verifică, vrea ne să fie sigur că sunteți la școală. Zic, ce face. Și era un sârb român de prin Valea Timocului. Era șara bogat bine, dar s-a făcut și el membru de partid. Și așa s-a lipit de noi, eram așa de prieteni că nu mai ai putut să vorbești cu el ca cu oricine. Ca un frate. Și până am ajuns că m-am dus la el acasă și el a venit la mine și eram foarte apropiați. Și nu a putut să ne facă nimic cu uriștii, că am văzut că ne-am liniștit cu aia. No, după vreo, am venit acasă, că am lucrat vreo 6 luni de zile cu școala, cu aia, și am venit acasă, când am venit acasă, polițistul era peste drum cu locuința de casa noastră. Mama și tati, eram singurul copil în familie, aveam aviere mare, aveam pe cei doi gemeni, acum unde să plec eu să las toate să prăpădesc. Și s-a luat legătura cu polițistul, că se-l anunță despre mine toată mișcarea. Părinții cu se informează poliția. Până am reușit, într-o zi, era duminică, părinții dormeau la vie, aveam o căsuță la vie la marginea satului și m-am dus la ei să le spun că mâine zi mă duc la cuvin la oraș. Am avut mașină, combină de grâu care cosea grâu, dar trasă de cai. Așa. Și aveau secerile alea care au trebuit schimbate, că erau rele.
Și m-am dus la Covii, adică am vrut să mă duc și mă duc cu soția pe bicicletă la ei, la Via, acolo. Zic, tată, eu plec dimineața la Covii. Mama de groasărea, tu nu pleci niciunde, că tu iar te duci. Zic, ba, mamă, eu m-am dus. Și zic, seara bună, și plec cu soția acasă, vinim acasă, dimineața la 4 mă scol, mă duc la tren, soția se duce la Vie, la ei. La 4 erau cu trenul plecat la Covii, la 7 mama era la poliție. Eu deja eram lăsat de scolii acolo la Reșerudenii în Covii, am luat autobusul, Pancioa și Belgrad. Că înainte de aia, m-am întâlnit cu un prieten din sat, mă întreabă, Marșo, și cu tine, iar ai ieși acasă. Ce să fac, așa e situația. Păi ce ai de gând? Păi ce să am de gând, că așa mă omor, zic, într-o bună zi, așa nu mă lasă în pace. Mă, eu am o legătură, dar ce costă bani mulți. Nu contează cât, 3.000 de dolari în 62. Zic că am banii, că am avut motor de despăiat porumbul, de prăglot, și vama am făcut eu și am vândut-o, n-am mai dat la părinți, așa m-am făcut eu banii. Și într-o bună zi, spune, las că mă duc eu la socrii mie să mă întâlnesc cu persoana și să mă înțeleg că când să te întâlnești cu el. Și așa m-am dus, s-a dus el, adică își vine înapoi și îmi spune, uite, Arso, atunci și atunci se duce într-o luni seară la satul nou, la casa de lângă gara, acolo se întâlnești cu Iefta, îl chema. Așa. Și așa m-am dus și m-am întâlnit cu Iefta, ne-am înțeles, uite, îmi dai 1.000 de dolari. De dolari acum și 2.000 de în Italia. Eu eram a 28-lea grupă și aștept miercuri să vină ca să ne întâlnim să plecăm la Belgrad. Văd că nu mai vine, m-am dus cu trenul până în satul nou, op, iactă-l. Spune, uite, Arso, rămâi tu acum în, acasă aici până sâmbătă și sâmbătă ce după ce e cam acum pe ăștia trei. Era un soț, soție și un bea singur. Ne-am dus cu toți până în Belgrad la gara de la Dunăre, că sunt două gări, gara mare și gara de la Dunăre. Și au venit și ei cu, cu automobilul lor. Când au ajuns acolo, am stat de vorbă un pic, ăla singurul zice, beatul că nu a fost căsătorit, auzi, ar să duce tu acum și eu vin sâmbătă, pentru că am fost aseară beat și poliția o fi după mine și... Și zic, bine, mă duc. Plecăm și ajungem în Italia. Și purtătorul nostru, Iefta, la întoarcere îl prinde poliția, grâncerii. Și îl închid și îl bag frumos. După ce l-a prins, el a știut că eu i-am spus, zic, uite, trebuie să mă duc soția și copii. Și el, săracul tot, a spus la poliție. Și într-o bună zi, un securist ia câte la ușă la soția. Soția, eu i-am spus, când auzi că eu sunt plecat, sunt trecut în Italia, ieși de la părinții mei, du-te la tei. Așa au făcut, eu între timp am stat vreo 5 săptămâni în carantină acolo, la închis. Da. Și au știut și s-au dus la părinții ei. Și nu mă apare să vă spună ea acum în continuare cum apare securistul la ea. Vă mai aduceți aminte ce s-a întâmplat? Mă aduc amintea, dar primul lucru care, cu ajutorul Domnului, vreau să spun, soțul a uitat să spună, când ai vin de la închisoare, după câtva timp... Ia, ce s-a întâmplat? Când am venit la închisoare și am văzut-o cât era de distrusă, am crezut că asta își pierde mințile. Că așa era de stresată și de consumată. Distrus, consumată până la maxim. Frică de casă, frică de prăpăzitul ăla de polițiști peste drum și oriunde se mișca, tot în acasă. Erați în închisoare acasă, ia, de fapt. Și așa, când am ajuns acasă, în seara ultima, zic către ea, zic, ce se întâmplă cu cine mai? Și ce e? Și pune, nu mai mă întreba nimic, lasă-mă în pace. M-am urcat în pat, ne-am îmbrățișat și am început să plângem. Și să ne rugăm lui Dumnezeu și am spus, Doamne, dacă Tu existi undeva... Pe vremea aceea încă nu erați credincioși, nu eram, sunteți acum. Nu eram încă în lume. Erați în lume... Nici n-am auzit nici de credința baptistă, nici de penticostală. La noi în comun au fost numai nazerinei și ortodoxi.
Așa. Și nemții care erau... Nu erați oameni care căutați pe Dumnezeu, oameni evlavioși? N-am știut de Dumnezeu prea mult eu, dacă e vorba încă... Cum arădeam de neazenieni, cum se încărcau în căruță, se duceau la botezurile lor prin satele vecine. Și atunci, în momentul acela de criză, în seara aceea, ne-am povestiți mai departe. Și după ce ne-am rugat, așa a lucrat Dumnezeu prin prietenul ăla din comună, că m-a întâlnit și mă întreabă, vezi, ce s-a întâmplat așa de așa? Care au fost cuvintele în rugăciune? Cred că sunt importante. În rugăciunea dumneavoastră atunci. Atunci strigam, Doamne, scoate-ne de aici, oriunde ne duce, o să ne slujim și am iubit mult copii, aveam numai gemenii, mama mea, ce mă trebuie mai azi copii, nu știu ce, du-te și avort, am făcut de câteva ore avort și băi, zic, îmi prăpăgesc nevastă, zic, eu nu stau în halul ăsta, zic, eu vreau să am familie și... Și felul ăla, mă întâlnesc cu omul ăla după câteva zile, așa au lucrat Dumnezeu, când două săptămâni eu am fost plecat. Așa s-a făcut conexia. De zile. Deci într-o noapte, într-o stare de disperare, a strigat către Dumnezeu, a spus, Dumnezeu... Doamne, dacă existi cu adevărat și ne ajut să plecăm, aleluia, o să facem două lucruri. O să slujim ție și o să avem copii. Acum mergem din nou la ziua în care Securitatea a sosit la Ana mea. La sora Ana. Ia... Când fratele Arsa deja era plecat în Italia. Da, el era plecat în Italia. M-a dat un telegram și spunea, uite Ana, eu am ajuns, dar o să trimit omul ăla, o să vină. Nu, zic, mă gândeam bine. Arsa a avut colegul, primul coleg care a fugit cu el, tot a trimis scrisorile. Eu ce-am făcut? Mă îmbrăcam noaptea, seara, așa, mai întuneric, era în hainele lui mama. Am luat cârjea în mână, m-am făcut că sunt mai bătrân, așa, și am plecat spre colegul să-mi spună scrisoarea ce-o primit-o de la Arsa. No, ce-am făcut eu atunci mai departe, am venit înapoi, nimic, aștept. Vine securistul. Într-o zi, iată-l cu bicicleta, uite, m-o trimis Arsa să vin, că nu mai poate fără cine și copii, dur mult de voi și să vă duc. Zic, eu nu știu, să mă duc la un vicinu care trebuie să iau menește bani, am avut ceva, dar n-am de ajuns. Zice, bine, du-te, tu mergi și mâncă, mama, am făcut niște ardei umpluți, du-te și mănâncă, eu am fost la părinții mei atunci, nu? Și mănâncă și eu o să vin înapoi și o să-ți răspund. Când am venit înapoi, m-am dus prima dată la colegul soțul și îi spun... Cori, uite ce a venit, e așa și așa, îi zic, eu cred că nu-i persoana aia care Arsa m-a spus, că îi arată altfel. Tu vino, treci prin strada principală la părinții mei, eu o să fiu acolo și ce, intri la mama înăuntru și o să-l vezi. No, când eu mă întors înapoi, el deja, securistul, stă de vorbă cu învățătorii lui copiii mei. M-am gândit, ăsta e unul care caută ceva să facă. Nimic, am ajuns la mama în luntru, am intrat, dar până n-am intrat, m-am intrat în casă și apoi eu mă uit la geam să văd când vine prietenul soțul, să-i spun că nu-i ala, să aibă grijă, să nu mai vină în casă. Trecând el, eu îi spun, nu, el zice, nu, Ana, numai atât, trecând, el s-a dus mai departe. Vine el înăuntru, iar... Vine el înăuntru, securistul, nu știu, nu am primit încă banii, nu știu. Păi când să vin? Să vin peste 8 zile? Zic, cum crezi tu, zic, așa, zic, era tânăr, nu? Cum crezi așa? Bine, vin peste 8 zile. Peste 8 zile vine. Nu, ce ai reușit? Că zice, uite, eu tot Arsa m-a spus că să vin și oricum să mergi. Zic, știi ce, Iefta, așa, au spus că îl cheamă Iefta. Uite, Iefta, eu m-am gândit așa, rămân la părinții mei, am copii ăștia doi pe lângă mine, el dacă m-ar fi iubit atât de mult, ar fi stat acasă cu mine, zic, nu s-ar fi dus să ia lumea în cap și să plece. și așa că nu vrei să mergi? Nu. O luat bicicleta, o femeie să mă facă să vin de două ori și să nu meargă. Zic, iertați-mă, asta e situația, n-am încotro.
Am reușit așa, că rămân la părinții mei și n-am ce să fac altceva. După tot mi-a trimis soțul scrisori, tot eu așa mă îmbrăc și mă duc mai departe. Între timp vorbesc cu sora mea, era într-altă comună, vine beiatul ei cu trăsura. Da, dar ce s-a întâmplat? Acum eu am ieșit din Trieste, din lagăr, și eu mutat în Latina. Când am ajuns în Latina, era un sârb cu mine, care eu știu că am soție și copii acasă, și el avea un prieten care era grănicer. 4 ani de zile pe granița Italiei acolo și Sârbia. Și îi spune la ăla că o dat de mine și mă descrie cum e și mâine zi mă întâlnea și al mă, tu ești ăla care ai soție și copii acasă, ai fost cu tare. Da. Uite, eu am fost greșel și eu știu tot drumul, dacă vrei mă duc să-i aduc. Serios? Da, de ce nu? Că m-am adus soția și copil de un an am avut. Și așa se pune și zic, cât cer de persoană? 2500 de dolari. Zic, banii am. Când vrei să te duci? Când vrei tu? Zic, uite ce. Ce pregătește pe săptămâna ce vine, că vreau să cumvață legătura, că a fost un vicin al lui prietenul meu, care era împotriva comuniștilor foarte tare, locuia în Belgrad. I-am trimis scrisori lui și el i-a dus la prietenul. Și ăla i-a dat la soție, așa că legătura a fost excelentă. Și așa că... Nu v-a trădat nimeni. Nu, a ajuns nimeni, informațiile nimeni, la soție. Perfect, și așa ați aranjat până la urmă ca până soția la urmă, să ajungă în... Ia. I-am dat Italia. Soția m-a făcut de acasă, dintr-o cămașă care nu s-a prea găsit material de la, m-a făcut o batistă și o poză de-a ei am avut mică, care i-am dat la sârbu și sârbu s-a dus în Belgrad, a dus întâi scrisoarea la prietenul a meu, care era vicinul prietenul ăla, și ăla a dus-o la prietenul meu în comună și ăla s-a dus și a văzut. Eu toată legătura s-a ținut până la. Și el a vrut să vină că au pregătit încă alte două familii. 13 persoane au fost cu tot. Și unde se întâlnesc în Belgrad? La gara de la Dunăre. Așa a fost înțelesul. Și așa într-o zi a lucrat Dumnezeu că el, când a ajuns, a știut ziua când trebuie să ajungă toate, ea s-a pregătit copii și vine nepotul ei de soră din comuna vecină, din Dolave, care era numai vreo 8 km, cu căruța și cu butoi fără fund. Și acolo băga copii și băga și pre soție, pre scaun, cu el înainte, noaptea au plecat și au ajuns în Panceva, din Panceva la Belgrad cu autobusul și acolo s-a întâlnit toată grupa. Și de acolo au, venit, de acolo, au venit în Italia. Da. Din Italia ați venit în Canada. Ia. În Canada ați sosit, da? Da? Când ați sosit în Canada, cât timp a durat până când ați ajuns să vă împliniți promisiunea înaintea lui Dumnezeu că veți sluji Lui? Și ce s-a întâmplat? Ia. Că cu copiii Dumnezeu v-a binecuvântat. Câți copii v-a mai dat Dumnezeu după ce ați venit în Canada? Încă 4 și cu cei 2 gemeni, 6. Cât a durat până când ați ajuns să vă împliniți promisiunea, să vă întoarceți la Dumnezeu? Și ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat atunci? Erau în, acolo în lagăr o grupă de nazarineni. Acum nu numai de nazarineni am cunoscut și am știut. Și vărul meu, pentru că el era 10 ani în pușcărie pentru armă, că ei nu iau ca și iehoviști sau care nu iau armă. O stat în pușcărie și au reușit cumva să scape cu soția și au fugit în Canada, în Italia și de acolo au emigrat în Canada. Și așa că el m-a făcut după aia garanția și cu ei, cunoscându-ne în lagăr, venind din Canada, vărul meu mă întreabă, mă, Arsă, uite, aici noi mei, ca la noi în Mramora, ca așa e comuna noastră, chemată numai nazarenii și ortodoxi. Aici zic, și că la tot colțul e altă credință. El era mai în vârstă ca mie, îi spuneam Ceacea. Așa. Dar vreau așa să spunea, ca Neniu. Da. Zic, Ceace, dacă pentru cine e bună credința asta, care ai stat 10 ani în pușcărie, pentru ea? Și eu știu eu, că eu nu cunosc nici Biblia, nici... Eu n-am avut Biblie până în lagăr, care m-a dat un... Daclo de la o misiune. Da, da, da. Și zic, eu cred că... Și pentru mine e bună credință. Dar în lagăr,
era un frate dintr-o comună, Petru Vesela, un frate penticostal. Așa. Ne-am cunoscut că venim amândoi în Canada. Dar nu am știut eu niciodată, nu m-a venit să-l întreb și nici de unde, și credință, sau că l-am văzut tot separat singur. Că nu erau alți penticostali pe acolo. Și tot mai mult stătea în cameră și scria la scrisori și se ruga și... Și într-o zi zice către mine, uite, asta eu mă duc în Canada, plec la, lângă Windsor, era acolo niște familii de frați slovaci. Și aia i-au făcut garanția. Și eu îi dau adresa lui Vărăm, eu zic, uite că plec, el a plecat în februarie și eu plec în martie. Vaporul cu care a venit el în Canada s-a întors înapoi, am venit noi. Și ajungând în Canada, în ziua când am ajuns în Canada, am primit scrisoare de la el. Nu, dar și-am început să-l luăm legătura. Și atunci el mă scria mereu și mai vorbeam la telefon. Și odată prin, cam prin iunie, sfârșitul iunie, iulie, mă sună, el spune, Arso, eu la fermă nu mai vreau să stau. Dacă nu găsesc lucru la fabrică undeva, eu mă întorc înapoi în țară. Mă zic, Pieruță, nu face prostie, Dimitrie, pătrul l-a chemat, dar Pieruță i-a zis. Zic, auzi, Pieruță, nu face prostie, vine, zic, aici că iasă de lucru. Își trimite băiatul meu mare, care o vreo 15-16 ani. Eu lucram la o fabrică de mobilă și când a ajuns băiatul la mine, băieții l-au luat cu mine la fabrică și l-au angajat. Când a văzut tatăl că l-au angajat, spune, caută marșul pe Siva să trimiți după mine și o locuință. Noi mergeam atunci la Năzăriniai cu ei, așa. Mergeam regulat la adunare. Acum, Pieruță ne-au știut în lagăr, că noi eram și cu ortodox și cu popa, Caprus unul era, care era catolic, așa, așa. Ne vizita, ne ajuta, era un om la locul lui, ca un credincios, pot să spun, a fost un bun. Și, nu, acum, ne-a văzut el că nu e nici credincios, am început, domnule, e prostii cu vorbe, cu nu știu ce, și zice, auzi, Arso, după ce l-am adus, că am găsit un prieten din adunare la Năzăreni, au avut casa lui și au avut un camion vechi. Și îl întreb, măi, nu poți tu cumva să... Milanie îl chema Folia. Zic, măi, Milanie, nu poți să te duci să-l aduci pe ăsta, uite, îl bagi la cine așa, dacă ai loc. Bă, cum să nu mă duc? Și așa se ia și se duce și încarcă toate lucrurile și îi aduce. Și venind el acum în Kitchener, ne-am întâlnit ca prieteni, acum cunoscuți, și a început să povestească despre lucrarea Duhului Sfânt. La Ioan, capitolul 3, acolo cu Domnul Iisus și 14, iar unde se arată și cu semne și minuni, cu botezul, cu... Mă, zic, nu vorbi așa ceva, că asta e lucru mare. Domnul Iisus să vină să se arece omului, unui păcătos, unui muritor, unui... Și îmi povestea el de niște evangheliști care au văzut lucruri mari care le-au văzut ce a făcut Domnul prin el, prin mâinile lui. Și am început să citesc și eu Biblia, ne rugarăm împreună și întreb pe Vărăm, mă zic, ceea ce, uite ce scrie aici. Auzi, Arso, tu ești prea tânăr la credințe, lasă-te tu de alea, nu-ți băga tu de alea în cap. Aia nu-i pentru cine. Ai tu destul cuvântul care se predică în adunare. Și eu nu. Bună zi, iar ne-am adunat. Fiecare seară am început, acum ne adunam. S-a stârnit curiozitatea, ați descoperit în Scriptură că totuși se vorbește despre Duhul Sfânt, absolut. Despre prorocie, despre puterea lui Dumnezeu care se descoperă oamenilor. Și ce se vezi? După aia vine un frate neamț care era păstor undeva la o biserică sârbească în partea Sloveniei, Slavoniei, acolo. Și vine între noi să cunoștea cu fratele ăsta. Și acum era ei doi și eu cu soția și cu copiii noștri, cu gemeni. Și seară pe seară ne adunam și după ce ne-am înțeles, vorbit de cuvânt, hai să facem rugăciune, ne-am rugat. În septembrie 8, era ziua de nașterea soției, era duminică dimineața la ora
7-7 jumate, mă trezesc dintr-un vis. Vine Domnul Iisus la noi. Cum vine? Din fața casei părintești în țară, eram ca acolo, cu bunica noastră și vărul meu, ceața, îl așteptăm pe Domnul Iisus, dar din fața casei la noi, că e străzi, acum multe străzi, dar s-a făcut un deal așa de frumos verde și vine Domnul Iisus pe dealul ăla. Și în fața casei stăteam cu bunica și cu vărul și la vreo doi pași când s-a apropiat Domnul Iisus de noi, i-am sărit în brațe, l-am prins de subsori. O, Domnul Iisuse, cum te-ai venit la noi? O, arsoarsă, ce-i cu tine? Am intrat în casă, în bucătăria de iarnă, aveam două geamuri către curte și un coridor acolo și o masă lungă între geamurile alea. Și Domnul Iisus a pus la colțul mesei, băi, un pic, băi, nutru, a scos o carte cu coperte negre, a pus-o pe masă și a început să citească. Eu m-am pus cu fundul, stăteam pe colțul mesei și am luat mâna stângă și îmi iluiam și îl priveam în față așa de curios, că n-am văzut așa o persoană ca dânsul. N-am mai înțeles nimic de ciocetii, dar eram așa de curios, de cuprins de o dragoste nemaipomenită. Deodată se scoală, deschide geamul ca când ar fi așa ale americane, se făcea că trecea prin coridorul ăla un tractor cu o remorcă. Face la șoferul să oprească, să oprește, ia de remorcă o franzelă de pâine de astea Western Bread, tăiată fălii, o pune pe brață, niște prăjituri de alea care sunt lipite două una de alta, cu gaurea la mijloc, așa, cu un pic de fil, tri pachetele de alea. Pune pe brață și niște frunze de usturoi îmbălit în plastic, două mai mici și una mai mare. Și le-a pus pe mână și după aia le-a pus pe masă și zicea către noi, eu cum stăteam în fața lui, vărul cu bunica stătea de dincolo lângă sopa de gătit. Și ei se găseau cu ca într-o ceață. Dar vărul dincolo întreabă, Doamne, dar fiica ta unde e? Eu imediat m-am dus cu gândul că mama lui a murit când el a fost de vreo 2 ani și ori 3. Și Domnul îi răspunde, și că ea e la tata. Gata. Și zice mai departe că să luăm să mâncăm. Noi n-am luat niciunul să mâncăm. I-am luat mâna de nou și i-am miluit-o. Deodată se pune și mă întoarce palma și mă arată semnul cui. Când eu am văzut semnul cui în palma lui, am sărit într-un hoho de plâns, de vis, s-o pomni și soția, s-o pomni și copii. Și ce s-a întâmplat? Și le povestesc visul, plângând toți acum. Vine oara 8:30, 9 aproape, vine vărul la noi, că eram aproape de adunare, ne duceam pe jos. Și noi eram în cale, când el trecea prin casa noastră, ne duceam la adunare. Vine cu soția, cu copii, ne găsește plângând. Ce s-a întâmplat? Zic, ce uite ce s-a întâmplat. A fost Domnul Iisus la noi. Și zic, uite ce s-a întâmplat, cum îi poveste, toată povestea. Zic, ce să fac? Păi și că ce pocăiești. Bine, ceace, acum ce să mai cuprinde pocăință? De fumat în viață n-am fumat. De băut am băut ca o stăt, nu mai am băut o stropă, am făcut vinul, dar n-am mai putut să-l beau, era greață, o trebuie să-l dau. Zic că alte prostii... Jurat. Jurat, cu aia nu au fost la noi obicei în familia asta, sau vorbe porcoasă asta la noi, au fost ca o casă de credincioși. Oameni cinstiți, așa vreau să zic. Și vă puneați întrebarea acum ce mai înseamnă pocăință? Da, că v-ați lăsat de lucrurile rele. Ia. Așa? Și sărac, până la urmă, ajuns să facă de nume, numai nu știu să-i răspundă. Noi ne-am dus la adunare. Nu, după adunare. La Nazarineni. La Nazarineni, așa? Da. La ei era obiceiul că după adunare, la sfârșitul adunării, rugăciunea se încheia pe genunchi și când i-am sculat de pe genunchi, a început o cântare, prietenii nebotezați, automat ieșeau afară. Rămâneau numai membrii bisericii să discute ce se întâmplă între noi, ca membrii bisericii. La
punctul de bază era vorba despre arsa. Cu credința lui, cei, ce mișcări aici, cei. Nimic. Eu când am văzut că Domnul mi s-a arătat după cuvântul Domnului, m-am pus pe poșă rugăciune și mai mult. În 12 noiembrie apare Domnul Iisus a doua oară. Era în stradă, în fața a socrului, a unui dintre păstorii care era la noi la Năzărineni acolo, Trian Florica. Și zice, domnul către mine, vreau să merg la cine. Mă, eu, iut acum, mă duc să-mi caut soția. Mă duc la, vă zic, ceea ce e Ana la voi. Și că s-a dus cu Sofie, cu soția lui, la grădină să scoată cartofi. Zic, uite ceea ce. Zic, omul ăla care a fost în urmă cu două luni la mine. O venit din nou. O venit iar la mine și a vrut să-l are și ei. Și a luat ușa și fugi. Și Domnul Iisus stătea între dulți, ca cum e în țară, și atunci până la trotuar, bă, era un pământ un pic și atunci trotuar. Cum am ajuns? Eu am ajuns pe pământ, acolo lângă Domnul Iisus aproape. Apare vărul meu cu cumnatul lui care era păstorii, care era Trea Florica ala. Mă zic, oamenii buni, zic, ăsta-i Domnul Iisus, acum aveți prieteni să-L întrebați ce nu vii cunoscut și nu știți, că El vă răspunde, vă dă, vă sfătuiește, vă învață. Vărul meu sărat cu ceea ce au rămas așa cum un grezan, nu știu să creadă. Pentru că Trean Florica, păstor, așa o zâmbet eronic, apă jocură, ce, ăsta-i Domnul Iisus? Nimic, ori dispărut ei. Apare al doilea păstor, Pătru Boron, că l-a chemat. Așa. El era vecin de o parte, a doua casă, aici era Trean Florica de mine. A doua casă. Și Pătru Boron, că el era mai plinus, mai gros, așa, vinea în fața Domnului Iisus cu o țigare de frunze de tutun, așa, în gură, și se duce să dea mâna cu Domnul Iisus. Domnul Iisus îl lovește peste mână și e cu așa ceva bine înainte mea. Oho, cine ești tu? Cine ești tu? O dispărut și el. Era că unguri, sârb, români, nemți, toți erau împreună. Și aveau și un sârb păstor. Sârbul era cam brunet bine, îi vedeam fața numai capul până aici și apărea și dispărea. Pleacă Domnul Iisus, plec după el. A ajuns la o casă, minune că nu intră pe ușă, că nu a fost ușă. Era o gaură în perete de cărămidă, știți cum se întâmplă porcii graști, un sparg groapă în perete și până la o cărămidă. Așa. Era poate ca la un metru și ceva, groapa aia în zid, până acolo se vede Domnul Iisus și intră în casă. Și eu după el. Când acolo în casă, ce se vezi? O măsuță de-asta, coffee table, cu un părișel, apă și un pic de ulei și un fitil ardea. Și vreo 5-6 copilași în jurul mesei aceea se rugau. Domnul Iisus s-a dus în spatele lor, s-a pus pe genunchi și a dus lângă el. Și el zicea, ar să duce acolo cu ei. Zic, Domnul Iisus, eu vreau să fiu cu cine? Da, ești cu mine, mă, acolo ți-a locul tău, acolo ți-a duci. Am sărit iar într-un hohot de plâns, zic, Doamne, de ce mă trimiți de lângă cine? Eu vreau să fiu cu cine? Nu, iar duminică dimineața era 12 noiembrie, tot la vremea aia, vine vărul cu familia aia să te duce la adunare. Iar ne găsește plângând. Ce s-a întâmplat? Zic, ceea ce acum a venit Domnul Iisus a doua oră. Zic, uite ce se-i. Îi povestesc toată chestiunea, visul. Nu știu ce să-mi răspundă, m-am văzut săracul. Am ieșit la adunare, ne-am dus cu de dimineață la adunare, am văzut că toți așa cum ne privesc ca pe niște străini, ceva, da, ceva da. Nu în regulă. Ca și cum nu e normal să fiți acolo, nu aparțineți grupului. Așa? Și am venit acasă, zic către Ana mea, zic, scopa mea, nu, eu după miaz nu mai mergem la Năzăreni. Nu mai mă duc, mergem la ucraineni, mergem la nemți, cât înțelegem, cât nu înțelegem și ne despărțim de ei și mergem. După câteva zile, vorbim cu fratele și cu fratele păstor, ne lămurim că ăsta e grupul unde trebuie să mă duc. Ca
care l-ați avut în vis, în noaptea vis, în care copia. A doua oară Domnul Iisus v-a vizitat. Ia. Și ați ajuns acolo. Am ajuns acolo. A fost momentul respectiv hotărător 100%. Pentru dumneavoastră în care ați spus, aici ai locul. Ia. Aveați impresia că Domnul Iisus nu e acolo, dar de fapt acolo e. Domnul vă spunea, acolo să mergi, acolo, că acolo sunt eu. Ia. Și așa a început viața de credință, ia, de întoarcere adevărată la pocăință și la slujire. Ia. Acum mă uit la ceas și văd că timpul ne presează, timpul trece și n-aș vrea să ne scape un aspect foarte important. Pentru cei care nu știți, stimați telespectatori, dintre toți slujitorii cu care Domnul a binecuvântat Biserica Happy Valley, familia Arsa și Ana Ursus sunt cei mai longevivi, nu doar la vârstă, ci și la experiența și viața de familie și căsătorie. De-abia luna trecută am fost împreună cu dumnealor și cu alții la o sărbătoare frumoasă în cadrul familiei, nepoților, strănepoților. Dânșii au sărbătorit atunci 65 de ani de căsătorie. Pentru cei care sunteți tineri, foarte tineri, considerați că 65 de ani e mult, e foarte mult. Cei care sunt mai în vârstă își dau seama că nu e chiar așa de mult, pentru că trece foarte repede. Ori din ce unghi privim, 65 de ani e mult și ca vârstă, e mult și ca și căsătorie sau celebrare a familiei. Dacă e posibil să ne împărtășiți pe scurt un secret, două secrete, trei secrete din viața de familie care ajută la longevitatea familiei, care ajută familia să stea împreună, care ajută familia să se înțeleagă și să supraviețuiască. Acum în America, dar și în România, trăim într-o perioadă în care nu se mai pune preț pe familie. Oamenii găsesc atâtea motive ca să divorțeze și oriunde te îndreți, auzi de divorț, 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 care este ca un cancer pentru societate și pentru viața de familie. Un sfat, două, pentru cei care se căsătoresc acum sau pentru cei care au chiar probleme în căsătorie, au câțiva ani de experiență, pentru noi toți. Care e secretul? Ce considerați că e mai important în viața de familie? Frate Cornel, noi când am ajuns la cunoștința credința adevărată penticostală, pentru că botezul Duhului Sfânt este temelia credinței noastre. Așa. Și punându-ne toată încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu și în puterea Duhului Sfânt și lucrarea prorociilor și lucrările sfinte care Dumnezeu le-a lăsat, am căutat să le păstrăm ceva mai scump în viața noastră. Așa. Că Duhul Sfânt e Cel ce ne călăuzește, Cel ce ne sfătuiește, Cel ce ne deșteaptă mintea să înțelegem că numai în unitate se poate zidi o casă. Și în dragoste și cu iertare. Pentru că dacă nu ne putem ierta și nu ne putem iubi în adevărat, așa e distrugerea gata. Deci secretul pe undeva ar fi iertarea, nu faptul că nu există supărare sau ceartă sau neînțelegere. Nu, că există supărare. Care a fost atitudinea dumneavoastră de-a lungul vieții în momentele în care au apărut crize? Că sunt sigur că v-ați certat, v-ați mai supărat unul pe altul, ați mai avut momente grele. Care a fost reacția? Cum ați rezolvat? Reacția a fost așa, că ne-am dat seama că orice cuvânt rău care vine sau ceartă, nu vine de la Dumnezeu, nici din Duhul Sfânt. Așa. Vine de la cel rău. Așa. Și atunci Duhul lui Dumnezeu ne-a conștientizat. Mă, păi dar noi să îngăduim pe diavolul să ne folosească, să strice noi suntem copiii lui Dumnezeu, să îngăduim o ceartă sau o mânie care nu aduce niciun folos, numai la rău, nu se poate. Ne-am împrățișat, ne-am sărutat, ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat și Dumnezeu... Ați uitat, ați iertat și ați luat întotdeauna altă atitudine de la zero. Pentru surorile și soțiile care
îs la început sau au un pic de experiență? Sora Ana, un cuvânt din experiență, care e secretul? E secretul, să spunem, cu ajutorul lui Dumnezeu, cum a spus și soțul meu, să ne iertăm unii pe alții, să nu ținem supărarea, că nu vine de la Dumnezeu, ci de la rău. Să ne îngăduim unii pe alții, să ne iubim și să fim supuse cât Domnului și soțului. Că atunci putem să zidim o casă bună și să avem o familie bună și să stăm lângă Domnul, să luăm cuvântul Domnului, să-l citim și să ne rugăm și să ne cerem iertare unul altul. Că asta ne face iertarea. Asta te face să te unești și să stai în dragoste. Că dacă nu avem dragostea asta lui Dumnezeu în inima noastră și să ne iertăm unii pe alții, nu putem duce o viață curată, o viață sfântă lui Dumnezeu. Dar dacă suntem uniți, putem să ducem o viață sfântă, curată, cum o cere Dumnezeu, să fim uniți, să ne putem crește copiii la picioarele Domnului, să ne iubim soțului și să îndeplinim așa cum cuvântul Domnului ne cerem, să fim supuse soțului, nu să spunem, pleacă dângă mine, ce vrei, dar nu mă întrebe. Nu, asta nu-i din Dumnezeu nici un pic. Să-L iubim din toată inima, că am promis Domnului, deși noi n-am fost într-o biserică să ne facă cununia, dar ne-am promis iubirea, dragostea care o avem față unul de altul. Am trăit, cum să spun, fără Dumnezeu, am mers la Crăciun, la Anul Nou și la Paști, cum e la ortodox. Dar Dumnezeu ne-a ajutat, dar am ajuns până să-L cunoaștem pe El. Și dragostea Domnului a intrat în inima noastră și mai mult. Și eram necredincioși, dar soțul meu n-a pus mâna pe mine să mă bată, să mă înjure. Nu, asta n-a fost, ci în dragoste, în unitate. Unitatea poate zidi o casă, unitatea poate zidi și o biserică, o familie bună, sănătoasă. În casa Domnului este și o biserică sănătoasă. Vă mulțumim, sora Ana, frate Arsa. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. Timpul nostru a expirat pentru astăzi. Stimați telespectatori, ne luăm rămas bun. Vă încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Binecuvântările cerului și ale pământului să fie revărsate din belșug peste casele dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumim și vă salutăm în numele Domnului. Multă pace și la